Salutare și bine v-am găsit la un nou video pe canalul meu, eu sunt Darius și astăzi plecăm în cea mai lungă călătorie a noastră cu Tesla și va fi și una mai interesantă pentru că e pe iarnă, e comparabilă ca distanță cu călătorile noastre cu Zoe în Grecia, însă avem rețeaua Supercharger ca plus și ca minus că e frig. Acum sunt minus 1 grad și noi o să mergem în zona Bramberg, Mittersill. O să ne oprim peste noapte la Viena. Deci astăzi mergem până la Viena și după aceea de la Viena până la Mittersill. Ca distanță avem de parcurs, hai să vedem, undeva la elimină toate încărcările până calculează. Deci avem de parcurs undeva la 900 de kilometri. Ne oprim la Viena, vă iau cu noi pe drum și o să vedem cum o să fie. În paralel vin și finii noștri cu o mașină diesel, dar și prietenul și colegul meu Gabi de la Ren IT, și el tot cu mașină diesel va pleca din București și va veni direct până la Mittersill. Iar finii noștri vor pleca mâine și vor veni tot până acolo. Așa că o să încerc să fac un video separat de video ăsta, în care o să facem comparație între diesel și electric, ca timp de parcurs, încărcări și costuri. Ăsta va fi clipul pentru drumul până în Austria. Poate voi face un clip prin Austria, cum e cu încărcatul acolo, cum consumăm, cred că o să ningă destul de mult. Și probabil că un clip și la întoarcere. Bun, mergem să încărcăm. Am 90%, însă vreau să plec cu 100% și cu bateria caldă, așa că o să mergem la Shopping City aici, la Julius Town, și vom încărca la EV Connect. Oricum în câteva ore o să plecăm și o să fie bateria caldă. Iar LFP e o baterie căreia îi place să meargă până la 100%. Bun, ne vedem de pe drum. Până la Viena, la hotel unde voi sta, navigația zice că trebuie să încărcăm la Szeged și la Törökbálint, câte 45 ore și 5 minute. Eu sunt convins că timpii ăștia vor fi mai mici dacă reușim să încălzim bateria suficient de bine. Deja ea se precondiționează. O să las precondiționarea pornită și pun la încărcat, probabil că după aceea se va opri precondiționarea, dar măcar vom pleca cu o baterie caldă care o să ajute foarte mult la viteza de încărcare. Și acesta a fost consumul pe această săptămână. O să-l resetez înainte de a pleca și o să vedem care e consumul până în Austria. Și am pornit la drum. Avem acum 92%, dar am pornit de ceva timp. Prima oprire va fi la Szeged, la Supercharger. E vreme frumoasă că e soare, dar e destul de frig. Vedeți, sunt 0 grade, mai înainte erau minus 1. Vom avea teoretic 3 opriri, una la Szeged, una la Törökbálint și una la Győr. Am putea și doar cu 2, dar ar trebui cea de la Törökbálint să fie mai lungă. Cred că o să mergem cu 3 opriri. În principiu cam jumătate de oră la fiecare oprire, dar rămâne de văzut. Vă țin la curent de pe drum. Și cum am zis, o să mai fie un clip separat în care o să povestim despre același drum, dar făcut cu o mașină diesel. Ne vedem de pe drum. Și am ajuns și la Szeged. Am pus la încărcare. Aici sunt vreo 8 superchargere, însă nu sunt V3, cred că sunt V2. Merg cu 36%. E ora 17:24, de fapt e 6:24 în România. Și să vedem cu cât încărcăm. A precondiționat chiar de când am plecat noi din Timișoara. Și mă bucur că a făcut asta pentru că e un grad și la Timișoara prea mare viteză nu prindem. Și uite că încarcă cu 122, cred că asta e maximum. Așa. Zice că avem nevoie de 45 de minute aici. Eu cred că va fi mai puțin, ca să putem continua spre Törökbálint și după aceea spre Győr. Bun. Mergem până în Auchan, pentru că aici e un Auchan. E fain că e chiar lângă Auchan și aici se face. Și după care plecăm mai departe și ne vedem de pe drum, poate chiar de la finalul încărcării, să vedem cât am încărcat. 17,25, da? Bun. Gata. Am stat aici de la și 25 până la și 51, deci 26 de minute și putem să plecăm mai departe. Următorul supercharger în 174 de km și oră 40. Deci, v-am zis eu că e mult mai pesimist decât e în realitate. Deja avem de 97%. Abia am reușit să mâncăm un sandwich și plecăm mai departe. Iar ne-am grăbit. Nu ne-am grăbit așa tare, dar un pic ne-am grăbit, pentru că am mers și până în Auchan. Am alergat prin Auchan. Am luat niște chestii din Auchan, am mers pe Lambaie și ne-am întors înapoi. Deci 25 de minute e foarte, foarte puțin. Deja s-a stabilizat puțin, consumul a scăzut din nou. Șanse mari să fie ceva vânt din spate sau cine știe. Am ajuns la Törökbálint, să zicem la și 27, cred că am ajuns, poate a fost și 25, am pus repede la încărcat, încărcăm cu 120, 122, 122 de kW, cred că asta e puterea maximă la superchargerele astea V2 pentru noi. Zice că mai avem de stat 25 de minute aici, dar având experiența anterioară, cred că nu vom sta 25 de minute, vom sta probabil mai puțin. Mai avem doar o oprire la Győr, la Supercharger, unde zice că vom sta 30, dar probabil vom sta 15-20 de minute. După care ajungem la hotel. Și aici la Törökbálint, lângă Budapesta, sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12 Superchargere și ceva stații din astea de, cred că de 50 de kW de la Mobility. Sunt superchargere, nu glumă. Și din nou e lângă Auchan, însă nu știu cât de aproape e Auchan. Să mă duc să cercetez un pic. Și suntem la 14 minute de când suntem aici. Mai stăm un minut să se facă 15. Deja putem pleca. Și ajungem cu 27 la Győr, prea mult. Bine, mă duc să scot de la încărcat și am plecat. Și am ajuns la Győr 20-40 cu 24-25%. Zice că avem nevoie de 30 minute pentru a continua. Eu zic că de fapt în vreo 10-15 plecăm. În momentul de față nu avem suficient ca să ajungem la hotel. Și încarcă doar cu 61, pentru că din păcate aici sunt 4 stații și 3 mașini. Deci probabil că împărțim puterea. Gata, plecăm de aici după 23 de minute, cred. Asta pentru că a mai fost o mașină la încărcat și am împărțit puterea. Acum încărcăm din nou cu 65, dar din moment ce a plecat acea mașină de aici din stânga noastră, puterea a urcat la 120 și am câștigat mai mult timp, însă puteam fi plecați în 10 minute altfel. Așa o să fim plecați în 23-24. Bun, următoarea încărcare e la hotel peste noapte și mâine plecăm spre munte. Și am intrat în Austria și aici luminile astea roșii sunt niște eoliene, foarte multe eoliene, se văd foarte interesant. Zici că aterizează extraterestre pe pământ. Acum e un pic de lumină și cât de cât distinge eolienele, însă câteodată e atât de întuneric că vezi numai beculețele. Bună dimineața! Mă rog, e 10:30, e dimineață. Suntem în mașină, am încărcat peste noapte la 100% și plecăm spre Mittersill, locul unde vom avea cazarea. Acesta va fi traseul nostru. De astăzi avem două încărcări și teoretic vom ajunge acolo la 4 fără 2 minute. A ajuns și colegul și prietenul Gabi în Viena și cred că ne vom sincroniza să mergem împreună încolo. Mergem prin Salzburg, avem de parcurs azi 204 km. Am montat GoPro aici, sper să avem peisaje faine pe care să le pun în vlog. Și cam atât. O să am documentat tot și așa că putem să tragem concluziile la final. Scot de la încărcat și am plecat. Salutare! Și el a venit cu Renault-ul lui. Admirați ce frumoasă este! Și cum v-am zis, o să facem un vlog separat despre comparația până aici. Uite că asta Gabi drumul până acum? Da. Păi de atât, am băgat 350 de lei în București odată. Am mai alimentat la Timișoara, cred că 150 de lei, 150 de lei și cam atât. Și vinietele. Ok. Da, pe noi nu ne gustă nimic. Da, dar ca timp? Ca timp, cred că o să comparăm. Când vin de la Timișoara până aici, dar o să facem alt video. Undeva la 40 de minute în plus față de Google Maps. Ok, până de la Timișoara până la Viena aici. Ok. O să mergem de la Viena până la cazare. Hai că ne vedem pe drum. Și nu știu, pe drum poate mergem împreună, dar probabil că el o să plictisească. O să mergem împreună și o să-l aștept pe Darius la fiecare încărcare, să vedem exact ce stă. Hai că vedem. Am ajuns la SuperCharger, suntem la Sfântul Valentin. El zice că avem de încărcat 50 de minute, dar eu cred că o să fie mai puțin. Suntem numai noi aici și vreo 8 SuperChargere. Hai să vedem cu cât încărcăm. 120 era maximul ieri. 128, nu e rău deloc. Și după aia mai avem o oprire de 10 minute la Kitzbühel, care probabil poate să fie numai 5 sau poate chiar o sărim cu totul, vedem. Cărcăm cu 129. Și aici e Gabi, care s-a pus și la SuperCharger cu Renault-ul lui. Nu o să stea mult aici, că mă iau eu de el. Bun. Da, păi eu nu cred că stăm prea mult aici, am ajuns cu 19%, deci avem 22 de când am pornit încărcarea. Și cam așa arată parcare într-o țară europeană, parcare cu stații de încărcare. Și gata, plecăm de aici. Am stat undeva la 32 de minute și această încărcare ar costa 15 €, dar cred că va fi gratis pentru că avem 1500 de kilometri gratis. Bun, scoate la încărcare și plecăm. Am ajuns la a doua și cea de și ultima oprire de astăzi, 15:25. Este un supercharger foarte interesant, cumva improvizat, să filmez și de afară, în poarta unor spații comerciale. Interesant. 3 stații și 3 mașini, cu mine 3 și împărțim probabil puterea, de ce doar cu 60 de kW încărcam acum. Dar e bine că a fost liber. Și după aceea mai avem 30 de km până la sătucul nostru, orășelul nostru unde suntem cazați. Și asta e cea mai ciudată locație de supercharger văzută de mine până acum, într-un fața unor garaje, dar cred că e cea mai frumoasă, că are o privelgie super, super faină. Și pentru că a plecat o mașină de aici, am mutat în locul ei și suntem pe stația cu numărul A. Înainte părțeam cu acel Model X de acolo și acum tragem cu 122, altceva. În mod normal putem să stăm aici numai 15 minute, dar ne-am lungit vreo 30. Am fost până la un BILA aici lângă, am cumpărat niște chestii și ne-am încărcat mult mai mult decât aveam nevoie, dar nu e rău că avem și pe mâine. Mergem spre casă. Și încărcarea asta ar fi costat 13 euro dacă am fi plătit-o, dar nu o plătim. De la 9% la 83%, nu, de la 6%, cred. Am ajuns la destinație cu vreo 20 de minute mai târziu, oprirea de la BILA. Revin cu concluziile acestei călătorii. Am ajuns cu 74%, foarte, foarte mult, dar foarte fain. Nu o să dăm Tesla niciodată. Da, probabil. 958 de km făcuți, cu un consum de 211. Bine. Suntem la pensiunea Gasthof Oberbrau în Mittersill și oamenii ce au fost super de treabă. Acolo e o priză și am pus mașina, l-am încărcat la ei în priză. Mergea cu 13 amperi, dar am limitat-o la 10 să nu avem probleme, că nu ne grăbim nicăieri, pentru că oricum avem 73% și cred că o să și limitez încărcarea la, hai să vedem, probabil la 95%, ceva de genul. Și în 7 ore ar trebui să fie, în 5 ore e plină. Așa că de seară cred că o și scoatem de la încărcat. Super. Încărcăm cu 2 kW. E super tare să poți încărca la cazare. Thumbs up. Așadar, acesta a fost drumul nostru până în Austria cu Tesla. Ați văzut cum am împărțit drumul. La fel am împărțit drumul și când am venit în anii anterior cu o mașină pe combustibil fosil, cu o mașină chiar diesel. Tot timpul am plecat cu o zi înainte și am împărțit drumul în două, pentru că ni s-a părut mai convenabil și am putut să nu pierdem ziua în care ajungem în Austria. Nu am simțit deloc încărcările, au fost super scurte, adică o încărcare de 25 de minute, una de 15 și după aia încă una de 25, care ar fi putut fi de 15, cea de la Törökbálint, dacă nu trebuia să șeruim stația cu încă o Tesla. Deci am fi putut încărca maxim o oră pentru un drum de 7 ore. 7 ore a fost cu tot cu încărcări. Timișoara, Viena îl faci cam în 6 ore. Dar noi am mers pe la Cenad în loc de Nedlac, pentru că a fost mai liber pe acolo, așa ne dădea Maps. Însă ce câștigi că nu stai la vamă, unde se stă chiar și o oră, două câteodată, pierzi că mergi mai încet. Na, până la urmă am ajuns în cam 7 ore până la Viena și am fost foarte mulțumiți. Am încărcat peste noapte și am plecat cu bateria plină. A doua zi am avut doar 2 încărcări, una de jumătate de oră în care ați văzut că am stat cu Gabi și Maria și până am intrat până la benzinărie și ne-am întors, deja era aproape plină bateria și am putut pleca. Iar ultima încărcare trebuia să fie de 10-15 minute, însă ne-am dus să ne luăm lichid de parbriz și gata, deja aveam 80%. Deci drumul cu Tesla prin rețeaua Supercharger e super, super simplu și super ușor de făcut. Și suntem plăcut impresionați și da, cam atât. Asta a fost drumul de dus. urmează un vlog din Austria și urmează un vlog pe drumul de întoarcere. Și o să avem mai multe concluzii și mai urmează încă un video în care o să fac comparație între același drum cu Tesla și același drum cu o mașină diesel, de fapt cu două mașini diesel, pentru că atât Răzvan cât și Gabi au venit cu mașini diesel și au documentat tot drumul, încât să putem face o comparație cât se poate de pertinentă, de la timp, la costuri și cam atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat, dacă v-a plăcut dați un like, un share și subscribe și vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri. Până data viitoare, salut!